Bună, bună și bine v-am găsit la un nou video, un nou unboxing de la Yves Rocher, pentru că, da, au trecut deja ceva luni, bine, a trecut luna decembrie, cred că ultimul unboxing a fost prin noiembrie, dar aveam nevoie de ceva produse, aveau și eu o ofertă drăguță și, da, iarăși vorbim despre genul acesta de oferte pe care le primesc în plic prin poștă. V-am mai spus, v-am menționat de atâtea ori, este oferta pentru început de an, aș spune, pentru că scrie aici cu la mulți ani și chestii de genul acesta, așa că am profitat de ea. Eram cu gândul oricum așa puțin în, să spun, în dubii, pentru că mai aveam o ofertă în care momentan era activă și să-mi iau de acolo niște chestii, mai aveau și colecția de Crăciun și chestii de genul, dar eram așa, vreau, nu vreau, am mers mai mult pe nu vreau și am zis la un moment dat, da, ok, nu dăm, bine, nu dăm comandă pentru că vrea și mama mea. Și a venit mai bine asta între timp și când am văzut, am zis, ok, hai să comandăm din aceasta totuși, că de aici vreau niște chestii. E, și uite așa, m-am ales cu acest colet de aici, de lângă mine. Colet care, să știți că este greuț, asta pentru că am ceva produse prin el. Bine, și am aici facturica și catalogul frumuseții, pe care, sincer, îl răsfăresc o dată și apoi îl dau la reciclat, eu să-l pun deoparte, acum să mă uit puțin pe el. Și apoi, am aici lângă mine produsele și hai să intrăm în ce produse am avut pe comandă, ce produse am comandat eu și mama mea și ce produse am primit cadou. Pentru că, da, dacă este ceva ce îmi place și sincer să fiu la chestia aceasta, sunt cadourile pe care ți le oferă. Și de data asta m-au surprins cadoul, nu zicea o sumă anume, cadoul surpriză, dar nu știu, foarte mă așteptam să iei altceva, dar în fine, hai că vorbim imediat. Bun, întâi de toate, hai să încep cu ce mi-am și comandat, că le văd aici la îndemână. Mi-am comandat două demachiante din acestea din gama Purbleu, este cel demachiantul acela bifazic de curăță machiajul waterproof foarte bine, este favoritul meu și am câte două pentru că aveau promoție din aceasta cu timbre, îi spun ei, și a fost 55 de lei, deci aceste două recipiente, 55 de lei împreună, 27,51, pentru că da, de-aia îmi spunea și separat pe undeva că produsul meu favorit se află la 27,5 bucata, ceea ce mi se pare un preț foarte ok pentru ele. Este un demachiant pe care v-am zis, eu una îl ador. Am făcut o pauză de la el câteva luni, noiembrie-decembrie sigur, cred că puțin și prin octombrie. Asta pentru că, na, mai simțeam nevoia, dar și-am dat peste o apă micelare care mi-a plăcut și am folosit-o în acest sens, dar am revenit la el. Și da, am revenit la el pentru că mai aveam unul în baie nedesfăcut, nu-mi lipsește cumva așa unul în casă, acolo chiar dacă e nedesfăcut. Mă cam asigur că am mereu, pentru că v-am spus, este favoritul meu, își face treaba foarte bine, de ce nu? Și din capitolul îmi place foarte mult și îmi place foarte mult bine de la ei, mi-am comandat la fel două creme din acestea de zi și de seară, de față, Pure Calendula. Au fost la 59, parcă? Da, 59 ambele creme. Iarăși un preț care mi se pare foarte, foarte ok pentru ele și aș fi de să fac eu. Haideți să fac pe aici, pe jos. Uite așa vine, în borcanel de sticlă. Îmi place foarte mult. V-am mai arătat-o și de curând prin ceva produse terminate. Este una din cremele pe care le-am tot folosit de la Yves Rocher. Deci cred că este singura cremă de față pe care am tot recumpărat-o cu timpul. Este și de zi și de noapte, ceea ce îmi place foarte, foarte tare și oricum o să vorbim, zic eu, undeva lunile următoare, pentru că încă sunt în proces de, să zic așa, schimbare a unor chestii legate de rutina mea de îngrijirea tenului. Dar o să vorbim la un moment dat de un update pe această temă, așa că, da, cremuțele acestea mie mi se par foarte faine, foarte bune și am să profit de oferta aceasta să le achiziționez. Apoi, mama mea și-a luat, dacă le găsesc eu, că de văzut le-am văzut, un set din acestea cu două săpunuri din acestea lichide de mâini, varianta cu mango și varianta cu
Zis, meură și ce mai e? Mentă? Da, și mentă, cred că. Au fost la 27,9, 28 de lei, acestea două, iarăși mi se pare un preț ok. Și dacă stăm să le luăm pe bucată să le împărțim, au, ele veneau ca un set în această ofertă, așa că a profitat de ea și le-a luat. Știu că ei plac foarte mult, folosește aceste geluri de mâini, de spălarea mâinilor, săpunul lichide foarte, foarte mult, cam pe astea le are toate în casă și uite, ca să vă faceți idee, cam așa vin ele în setul și ăsta era setul și ăsta e următorul set pe care o să vi-l arăt și anume cu gelul de duș cu mango, cel cu, ce avem aici? Alge? Da, alge sălbatice și fenicul marin și bob de cafea. Iarăși, acest set a fost la 45 de lei, 45 de lei, 3 geluri de duș de la Yves Rocher. Iarăși, mi se pare un preț foarte fain. Cine cunoaște produsele știe, cine nu poate auzi de ele, dar vă spun sincer că sunt foarte faine pe piele. Mie una rămâne mirosul, aroma lor o anumită perioadă și, cel mai important, după ce le folosesc, eu una nu simt nevoia de extrahidratarea pielii, să vin și cu o loțiune pe partea de, să mă dau cu o loțiune de corp. V-am mai tot zis eu că nu-mi place chestia aceasta, deci sunt în căutare și doresc să folosesc geluri de duș care oferă și hidratare și o finețe pielii, dacă se poate, fără să folosesc și loțiune. Folosesc și loțiune, dar nu de fiecare dată, o dată, de două ori pe lună, așa. Nu-mi place. Nu-mi place și, nu știu, nu-mi place să stau să o aplic, nu-mi place să stau să am mâinile pline de ea, cam acolo e piticul meu pe creier. E mai mult un pitic pe creier, vă spun sincer. Tot lucrez eu cu el, tot lucrez, dar hai, poate la un moment dat, așa, ușor, ușor, treptat. Bun. Și apoi mai am un produs aici. Ah, da, mai am un produs aici. Și anume acesta este un balsam de păr. Și el s-a aflat cumva la o gamă de produse care sunt în limita stocurilor disponibile și ziceau că sunt pentru, da, ultima ocazie. Uite, scrie aici că ultima ocazie să le comanzi aceste trei produse și este balsamul vegetal multi-efect cu ulei de jojoba și a fost 20 de lei și am profitat de ocazie să mi-l iau pentru că mi-a plăcut ce prezint aici, că este un produs pentru îngrijire ultrafondant, ce nu necesită clătire, de aici m-a cucerit. Pentru părul uscat deteriorat, nu e chiar uscat deteriorat părul meu, dar în timpul iernii, stând prin geacă, stând prin fești și toate chestiile astea, mai are tendința să se usuce și aș vrea să am ceva pentru el, dar și vara de la soare. Uleiul de jojoba bio repară și hrănește fibra capilară, rezultatul părul este regenerat, reparat până la vârfuri de 30 de ori mai rezistent. Nu știu ce înseamnă asta. A testat instrumental pe părul uscat. Bun, am înțeles. Așa. Mie mi-a plăcut, v-am spus, faptul că nu necesită clătire, ceea ce înseamnă că pot să îl aplic ori după ce mă spăl părul, ori așa cum dacă vreau să pun să pot să îl aplic. Am pe aici, pe canal, un update la rutina de îngrijire a părului de undeva de prin noiembrie, cred. O să vedeți că la mine stau foarte simplu așa treburile. El o să intre în loc de ulei sau ceva, adică o să înlocuiască un alt produs pe care îl foloseam și, nu știu, ori m-am plictisit de el, ori nu-l mai folosesc. Uleiul acela de-l pun pe vârfuri, așa intenționez să-l folosesc pe el. Momentan nu-l deschid pentru că în acest moment încă îmi place uleiul și aș vrea să totuși să mai folosesc din el, dar am zis să-mi iau pentru că era ultima dată când l-ar fi avut, așa că o să rămână drăguțul de el sigilat și are aici o dată, dar nu o văd, dar e ceva cu 2025 sau 2026. Deci ok, dacă îl folosesc până la finalul anului ăstuia și sunt în grafic. Iar în momentul când am sunat să dau comanda, doamna, na, îți prezintă de fiecare dată și oferta zilei, dacă te interesează. Și data aceasta m-a interesat pentru că oferta zilei era la 35 de lei pentru 3 produse. Și când mi-a zis ce conține, atunci am fost interesată, pentru că, na, îți spune și poți să-i spui, da, mulțumesc, nu mă interesează, nu doresc acum, sau, da, aș dori. Eu nu înțeles în gelul de duș, de exemplu, cu ce aromă era și am mai întrebat-o încă o dată și
Mi-a zis doamna. Și avem așa, crema de mâini cu mango, pe care sincer să oricum mi-o doream și doream să mi-o comand și doream să mai îmi comand o cremă de mâini în momentul acesta de la Yves Rocher, pentru că îmi plac foarte mult. Acum mă chinui să o termin pe cea de, cu aroma de sărbători, cea cu varianta aceea spice. Nu pot să spun că această aromă spice a fost chiar favorita mea dintre cele de sărbători. Nu știu cum era cealaltă, cu lapte de lici sau nu știu cu ce a fost. Cea pe albastru. Eu am pe cea cu chestii roz și spice, varianta spice. E drăguță aroma, dar nu e favorita mea. Este un, nu picant, un condimentat așa mai puternic. Adică să o folosesc o dată la câteva zile e ok, dar să o folosesc în fiecare zi, mm-mm. Iar pe lângă aceasta mai avem de la Yves Rocher doar crema de mâini cu flori de câmp și oricum mai îmi doream una. Și mă uitam, eu chiar mă uitam să mi-o comand ori pe cea cu argan, că am avut-o și mi-a plăcut foarte tare, ori pe cea cu monoa de Tahiti, care iarăși este una din favoritele mele și, nu știu, v-am mai tot bătut aici la cap de fiecare dată când vorbeam despre Yves Rocher, de această aromă. Gelul de duș este favoritul meu, am acum și spray-ul de păr și de corp și folosesc așa câte puțin, câte puțin din el să țină mai mult, dar ar trebui să-l folosesc și eu acolo, că na. Doar că e o aromă care îmi place foarte mult, deci aș putea să miros a ea și să o folosesc tot timpul anului, doar că o prefer mai mult primăvara-vara. Așa că am zis că hai, mai la primăvara-vara, dar da. Cea cu, argan, cea cu monoa de Tahiti îmi place foarte mult, cea cu mango nu știu dacă am mai avut-o, numai bine, acum o să și încerc, dar mai zic, cremele lor ca textură, ca tifelare, cum intră în piele, intră foarte repede în piele, catifelează mâinile, le hidratează, asta îmi place foarte mult. Ce diferă la ele este aroma de fiecare dată, iar celălalt produs era un gel de duș din acesta cu bob de cafea, care iarăși îmi place, deci nu puteam să spun nu. Iar al treilea din set, o gentuță de cosmetice care, stai că acum o văd și eu. Știu că la un moment dat, știu că au avut-o, cred că în oferta de iarnă, dacă nu mă înșel. Parcă am văzut eu la un moment dat parfumul acesta, care vă spun sincer, chiar vă spun sincer, că îmi place foarte mult cum arată. Cu imprimeul ăsta aici și aici partea asta de zici că e ratan, zici că e material din ăsta așa natural, chiar o să văd dacă găsesc pe undeva materialele. Oile, mămica mea, dar la cât de mare scrie, cine credeți că vede? Scrie ceva aici, dar e minuscul rău de tot. Da, dar vezi, îmi place foarte mult, chiar îmi place cum arată și genul acesta de porfarduri, eu le folosesc la mai multe chestii. Sau ce nu folosesc și îi place mamei mele, mai ajunge și la ea, dar asta nu cred, pentru că îmi place mie. Așa că, da, chiar super fain. Și 35 de lei toate aceste 3 produse. Mi se pare ok în condițiile mele. Știu, crema de mâini, doar să zic că era vreo 17 lei. Dar să vedem, că mai este, că îmi place să analizez și chestii din astea așa legate de prețuri. Uite, crema de mâini cu argan este 18. Gelul de duș, o să văd gelul de duș simplu. Gelul de duș simplu este 20 de lei, da? Deci un gel de duș din acesta simplu este 20 de lei. Iar crema de mâini, n-aș putea să zic că știu pe unde era. Ia să vedem, avem ceva pe aici? Nu avem, le avem doar cu astea cu monoa de Tahiti. Da, undeva în jur de cam așa 17, 18, 16 și deja s-a făcut suma de 35 de lei, iar pe lângă mai vine și parfardul, care de regulă 15-20 de lei cam sunt și ele. Bun, și aici am încheiat partea de chestii comandate. Hai să trecem la partea de cadouri, pentru că am avut 3 cadouri pe care le-am primit. Primul cadou a fost oferit pentru o comandă de minim 69 de lei, prima mea surpriză, o surpriză personalizată și îmi spunea ce este. A doua surpriză pentru o comandă rapidă, deci dacă aveam o comandă rapidă, nu știu ce calculează ei pe partea asta de rapidă, dacă aveam o comandă rapidă și de minim 69 de lei, primeam deja două cadouri. Transportul era gratuit de la 149 de lei, sub 149 de lei ai fost 25 de lei, iar la o comandă de peste 169 de lei, a treia surpriză deosebită, special selecționată pentru tine. Și
Ia stați așa, surpriză, produse oferite în limita stocului disponibil. Da, ok, că avea un Asterix. Eu mai știu undeva la 200 și ceva, 200 și puțin a fost toată comanda cu ce am luat eu și săptul așa vreo mama mea și am primit clar cele 3 cadouri. Și prima, cum să începem? Dar că nu știu cum să începem. Hai să începem cu a doua surpriză, da. Bine, de a doua surpriză puteai să beneficiezi ori dacă dădeai o comandă de 69 de lei ca să iei prima surpriză, nu știu cum calculează ei sau până dacă dai ceva mai mic și o luai. În fine, cert, surpriza aceasta care era pentru o comandă rapidă era o trusă de cosmetice, un parfum, să fie toată treaba mai simplă. Eu îl văzusem aici în poză, nu mă uitasem, sincer să fiu, la ce dimensiuni are. Chiar nu m-am uitat la ce dimensiune are, la centimetri, pentru că scrie acolo. Și când l-am văzut, am zis, ăsta o să semene cu parfumul pe care l-am de la Yves Rocher, de la Oriflame, pentru că mai am de la Oriflame un parfum de asemănător, tot așa, cu două compartimente. Vi l-am tot arătat eu prin bagajul de călătorii și chestii de genul, pentru că e unul dintre cele pe care le-am folosit. Bine, cred că mai anul trecut, dar cred că și anul ăsta. Și când l-am văzut, zic, o să fie la fel cu ăla. Când am desfăcut astăzi coletul, zic, ia uite ce micuț este acesta. Și compartimentat, că asta mi-a plăcut, are așa două compartimente, da, este alb, se murdărește, asta e porfardul, cred că oricum se murdărește. Iar aici, iarăși un compartiment, compartimentul din față, dacă, nu știu dacă vedeți voi, este o idee mai mic, așa, iar cel din spate este o idee mai mare. Ceea ce îmi place foarte mult, pentru că aici cred că pot să-mi iau produsele de make-up când mai plec prin călătorii sau ceva, pentru că este un parfum foarte mic, iar la mine nu mai sunt chiar atât de mari toate chestiile, dar, în fine, pot să-l folosesc la mult mai multe chestii, fiind micus, și chiar mă bucur că este așa și nu este mare ca cel de la Oriflame, nu de alta, dar aveam deja unul, nu mai aveam nevoie de cel de-al doilea, ăsta are 18 pe 10,5 pe 9. Acum că am văzut și eu, l-am văzut cum arată în realitate, m-am uitat și la dimensiunile lui. Nu cred că m-a interesat acum, aș fi fost mai entuziasmată de aceste dimensiuni dacă m-aș fi uitat și mai înainte. Și mă uitam dacă scrie și cam ce preț ar avea un asemenea produs, dar nu scrie. Deci acum nu știu, putem să presupunem, să-i dăm un 20 de lei. Nu știu, s-ar fi mai scumpuț totuși. Mai știu, cel mare era 35, whatever. Produsul pe care îl primeam ca surpriză personalizată pentru o comandă de minim 69 de lei, parfumul său Elixir Purple, care are în mod normal prețul de 249 de lei. Deci deja mai mult, numai parfumul acesta primit cadou, este mai mult decât comanda. Eu mi-aduc aminte, în variantă de, stați așa, 50 de mililitri. Eu nu știu dacă, dacă mi l-am luat pe acesta sau nu. Mama mea știu că l-a avut la un moment dat, dacă nu mă înșel. Sau elixirul simplu, parcă l-am avut. Vreau să îl încerc, dacă nu rămâne la mine, se ajunge la mama. Dar cred că o să încerc să îl folosesc și eu. Acum îmi place, este drăguțel, n-aș ști să vă spun că sunt atât de pricepută, uite, apă de parfum, alchimia captivantă a întâlnirii dintre esențe lemnoase și petalele de flori cu parfum fermecător irezistibile, infuzie de tuberoză se completează cu intensitatea esenței de vetiver. La baza acestei compoziții olfactive se află esența de patchouli, ce oferă un caracter seren și profund. Mamă, ce mă dor ochii. Nu vreți să știți cât de mic scrie. De-aia mă știu să citesc. Nu, așa că miros, să știți că îmi place cum miroase. O să-l păstrez o perioadă, să vedem cum și în ce fel va e. Sau cum, ce nu rămâne la mine și nu folosesc, ajunge la mamă. Deci e ok, treaba e în familie. Dar miroase drăguțel. Eu mi-am aduc aminte, cred că s-o elixirul clasic, cel, nu știu, original, inițial. Bun, și cea de-a treia surpriză pe care o primeam pentru o comandă de peste 169 de lei, special selecționată pentru mine, este un produs pe care o să-l scap din mână, și anume un, cum îi spune, un gomaj din acesta, un exfoliant iluminator pentru prospețime, un exfoliant pentru față, cu din gama aceasta Pure Alg, vreau să zic cu alge, dar din gama Pure Alg. Eu am mai avut la un moment dat ceva din gama asta,
Păi că am avut un... Nu am avut exfoliant, am avut cleanserul, gelul de curățare. Îmi place că am primit exfoliantul unul de alta, dar am unul în baie de la Elmiplant și mai puțin și se termină și uite, nu mai bine mai încerc și altul. Ăla îmi place. O să vorbim despre el la timpul. De fapt, cred că am vorbit deja despre el într-un video de favorite, dacă mi-aduc eu bine aminte. Așa că o să urmeze să le încerc și pe acesta și să vedem cum stă treaba. Îmi plac produsele acestea. Ce trebuie să mă uit eu pe el, dacă pot să-l folosesc zilnic sau să încerc să citesc pe el. Sau trebuie să îl folosesc o dată, două pe săptămână. Da, o să mă mai chinui să citesc pe acolo, să văd dacă nu pe catalog. Bun, și cam astea ar fi chestiile pe care le-am comandat de data aceasta de la Yves Rocher. Sunt foarte mulțumită de cadouri. Dacă nu am zis, dacă stau să le adun, numai parfumul, prețul parfumului este mai mult decât produsele comandate. Chiar sunt mulțumită, de plăcut și mie și mamei mele ne plac produsele, așa că da, o să tot vedeți la mine, pentru că este cel puțin pe partea de gel de duș. Știu că mama mea adoră gelurile de duș de la ei, v-am spus, iar eu cam ador diverse, mai ales de machiantă și cadourile. Bun, sper că v-a plăcut și acest video, sunt curioasă, mi-ați mai spus și voi cu timpul, dar să mai spuneți dacă ați mai încercat produse de la ei sau ce produse ați încercat de la Yves Rocher și cum vi s-au părut. Ne auzim în comentarii, eu vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă picesc, pa, pa!